capitală și una din provincie disputată în ultima vreme. Pentru prima dată, patronul Stelei i-a rugat pe jucători să joace pentru el în această seară. Două schimbări importante făcute de Ioan Andone față de meciul cu Anorne. Zapata este cel care repune mingea în joc. Zapata a primit două goluri la Bate Borisov. Partidă terminată la egalitate 2-2, singura partidă pe care Steaua n-a câștigat-o în acest sezon. Trică! Petre, în rest, Pic Faldia și intrat în locul lui Preșan. Da, și Petre Marin este pe banca de rezerve, alături de Croitoru, Bădoi și Zaharia. Rezervele este jucat doar 6 meciuri, ardelenii fiind mulți ani în ligile inferioare. Panin, Didia, aproape de mijlocul terenului, cei mai avansați jucători erau Semedu și Trică. Semedu a trecut. Bun stopul lui. În favoarea clujenilor, egalitate numerică pentru moment, pentru că la marginea terenului primește îngrijiri Leao. A fost eliminat Goian, iar Pleșan, din ce am văzut la marginea terenului, a accidentat foarte grav. Este Usa și Cadu, un brazilian și un portughez în centrul defensivei. Un alt portughez pe partea dreaptă, un român, Panin, în stânga, o raritate la CFR Cluj. Pe banca de rezerve, trei fotbaliști români, Mureșan, Anca și Miteoan. Anca, singurul fotbalist din lotul CFR-ului care a jucat pentru această echipă și în Liga a doua. Cel mai vechi și poate cel mai îndrăgit fotbalist aici la Cluj, la fel ca și Semedo. Șutul la Cluj și 0-0 CFR Cluj Steaua în cel mai tare meci al debutului de campionat. Hagile face semn jucătorilor săi unde să se așeze la această răzutură de la colț. Minge trimisă la bătaie cu capul, repet, reține Zapata. A fost Souza, fundașul central al clujenilor. Poate cea mai importantă, cea mai periculoasă fază la poarta lui Zapata, atât cât a fost iar periculoasă. Iată reloarea. Dacă nu cumva Rădoi a fost ultimul care a atins mingea. Bine, Mihăiță Pleșan era pregătit să voleibaleze această mingea. Iată-l pe Mihăiță Pleșan, iertați-mă, Mihăiță Neșute. S-au jucat 20. Cine a player final, Ion Crăciunescu și Cosmin Cernat vor analiza pe toate părțile această partidă. Sigur vom avea intervenții directe aici de la stadionul din Cluj. Gheorghe Hagi, Ioan Andone, Gigi Becali. Mihăiță Neșu a și suferit o accidentare destul de gravă. Partida de la Iași din campionatul trecut, accidentare care l-a ținut multe luni în afara terenului, neagă mai mult pe jos. Trece mingea, nu și jucătorul, obțin steliștii lovitura liberă. Rămân patru fotbaliști ai Clujului în afara suprafeței de pedeapsă, plus cel care execută lovitura de apolți. Pe lângă poartă, pe lângă poartă trece lovitura de cap a fundașului Sousa. Brazilianul de Sousa a debutat cu gol la CFR Cluj în primul meci din 2007. Iată reloarea și din nou intră echipa medicală pe teren, de această dată un fotbalist al gazdelor accidentat. Doi brazilieni în primul 11, Sousa și Didi. Dică, cerește Dică să treacă spectaculos, alunecă Zaharia. Părnel Nicoliță reușește să preia, dar mingea este trimisă în afara terenului de Sousa. În continuare, poziție de contraatac, au pasat greșit cu genii. Zaharia n-are cu cine juca, nu-l susține nimeni acolo. Faultează și va fi lovitură liberă pentru CFR Cluj. Zaharia în contact cu Sousa. Augustus Constantin face semn din nou echipelor medicale să intre pe teren. 3 minute va fi prelungită această partidă. Teul nu va face partide bune astăzi cu Buzăul și joia viitoare în Cupa UEFA cu Anortosi Famagusta. Postul lui Andone este amenințat. Andone a vrut să-și ia toate măsurile de precauție înainte acestei partide. Valentin Simion a încercat foarte frumos pentru Marius Șuleap. A ieșit însă bine din defensivă Galiasi lui Didi către Dinoeze. A greșit Șuleap.
Balon aruncat pentru Valentin Simion, a pierdut duelul cu Galiasi. Mai scund Simion. Foarte mult entuziasm în jocul Gloriei Buzău, cel puțin până... puțin surprinzător dacă ținem cont de felul în care a început meciul. Dar echitabil. 16 debutanți, vă reamintesc, în lotul Gloriei înaintea acestui sezon. Poleacu și Șuleap sunt cei mai... Poleacu pentru Valentin Simion. A alunecat Valentin Simion. Nici vorbă de foul. Va renunța Andone la unul dintre mijlocașii defensiv, Mureșan sau Minteoan. În loc și a pierdut două puncte mari pe teren propriu în runda inaugurală. 2-2 cu UTA după ce... Se revin acolo unde cred eu că este locul, pe postul de titular. Sar la cap Antonio. Degajează portarul Constanțean înspre Mihai Guriță. Câștigă Guriță duelul cu Panin. Guriță a încercat să-i trimită lui Ișicu. S-a apărat bine Galiasi. Semedu pentru Dani. Galiasi până la Toni. Din nou un joc bun al francezului. Însă este ce la Dani. O greșeală lui Semedu. Voiculeț calcă și el pe minge. Guriță. Nu Tudoran. Voiculeț. În jocul farului apar mereu între... Cristian Brăneț, 30 de ani, portar cu experiență la Politehnica Iași, va avea seară grea aici la Paris, CFR-ului care au jucat toate minutele. Este o performanță, bine, poate mai puțin Stăncioiu, pentru că Ioan Andone a recunoscut la începutul campionatului că este foarte greu să aleagă lotul de 18 pentru fiecare partidă. Medu joacă retrat în minutul 16. Al doilea gol marcat de Semedu în acest campionat pentru CFR Cluj. Minge pentru Pălimaru cu mult calm, iese din nou Stăncioiu. Panin, partidă, cere faul Gianu Copaci. Ar putea să fie justificată reacția antrenorului Politehnicii. UTA pregătit să intre pe teren la Politehnica Iași, primește ultimele indicații de la Ionuț Popa. Andone n-a făcut nicio modificare. Cred că dacă ar rezista din punct de vedere fizic și ar juca la fel în continuare, nici nu sunt motive să schimbe vreun jucător. Dreapta se demarcă UTA, iată posesia mingii. Oarecare echilibru. Semedu face foarte bine și faza defensivă. Care oficialii bucureșteni își pun toate speranțele pentru această partidă. Încă n-a marcat pentru Dinamo în acest campionat. Semedu, această linge Dalin. Cadu pentru Sousa. În stânga este Panin. Pe aceeași parte cu Panin joacă acum Culio. Trică incomodat de Ropotan. Fabiani ia argentinianul în careu. Sunt doi adversari, reușește să spată. Semedu pentru Didi. Fabiani fața lui Galicchio. Tristea pentru Dănciulescu. Intervine Sousa. No stop, Semedu la marginea carului CFR-ului, careul Dinamo Bistrița la acest corner. Iese în fața porții. Bogdan Lobon s-a ieșit din nou greșit, a reținut apoi în fața lui Cadu.